Edilii romașcani au început din nou să se confrunte cu turismul canin, în situație în care societatea Locatoserv, cea care administrează adăpostul comunitar de îngrijire a câinilor fără stăpân, a trecut la o campanie de strângere a lor de pe străzi. Pe de altă parte, edilii continuă și campania de educare civică a romașcanilor în ceea ce privește plimbarea. O altă activitate multisăptămânală, dacă pot să-i spun așa, a fost aceea în care echipe mixte de la Poliția Locală și Societatea Municipală Locato au continuat activitățile de strângere a câinilor fără stăpân și săptămâna trecută 22 de câini au fost ridicați de pe străzile municipiului Roman și duși în adăpostul nostru și de asemenea am continuat și acțiunile în ceea ce privește stăpânii cu animale de companie pentru a-i conștientiza în ceea ce privește rasele periculoase de obligativitatea purtării botniței, iar în ceea ce privește activitatea sau câinii ceilalți să îi conștientizăm de obligativitatea de a fi dotați cu pungă pentru a îndepărta resturile de la acești câini. Conducerea companiei Locatoserv, cea care administrează adăpostul municipal de îngrijire a maidanezilor, face precizări legate de cazarea, hrănirea, adopția și eutanasierea câinilor fără stăpân în adăpostul de la Roman. Astăzi avem cazat în adăpostul nostru un număr de 63 de câini comunitari. Capacitatea depozitului este de 86 de câini, deci trebuie să știe toată lumea. Asta e din proiect, 86 de cuști avem în adăpost. Ce se întâmplă cu ceilalți? Pentru că după ritmul în care sunt colectați câinii comunitari, probabil dintr-o nouă campanie de turism canin, veți avea mai mult. Ce veți face atunci când depășiți capacitatea? Noi întotdeauna respectăm prevederile legale. Noi avem dreptul, conform legii, să menținem în adăpost 14 zile câinii comunitari. În primele 7 zile așteptăm stăpânii pentru revendicare. În următoarele 7 zile așteptăm iubitorii de animale pentru adopții. Dacă în perioada asta nu se prezintă nimeni, așa, conform legii și în conformitate cu organizare, procedura noastră internă, la examinarea medicului veterinar, procedăm la eutanasierea câinilor. Cam câți maidanezi au fost eutanasiați anul trecut și dacă anul ăsta ați avut vreo eutanasiere? Păi, am avut, sigur că am avut și anul ăsta, 35 de eutanasieri în ianuarie. A, așa, luna asta nu a fost cazul, fiindcă săptămâna asta am avut 26 de adopții. Da, înregistrez. Da, și asta e situația acum. Așteptăm iubitoare de animale. Da, anul trecut câți ați eutanasiat? Iarăși, nu am toate situațiile la mine, dar... De ordinul a cât? Ele sunt făcute publice, raportăm în fiecare lună la... DSV, toate... Da, de ordinul sutelor anul trecut? N-aș putea să răspund dacă de ordinul sutelor. Așa. Câinii eutanasiați sunt incinerați de societatea Protan București, care nu mai are sediul la Roman, condiții în care încasează lunar costurile de incinerare a cadavrelor de câini în funcție de numărul de exemplare canine pe care societatea Locatoserv îl solicită lunar spre neutralizare. Societatea mai are puncte de lucru la București și Brașov. Avem contract cu Protanul, da? Pentru neutralizarea lor, adică reguli foarte stricte. Știu asta, tocmai de asta v-am întrebat, dar cum Protanul nu mai are depozite decât la Bacău și la București, cam cât costă această operație?
incinerare. Avem facturi, dar fiecare lună funcție de cantitate. Viu sau mort, un câine comunitar costă bugetul romașcanilor, care alocă lunar pentru un câine comunitar bani frumoși, cu mult mai mult decât pentru masa unui bolnav în Spitalul Municipal Roman. Vom reveni asupra subiectului pentru a afla exact costurile pe care le suportăm cu acești câini fără stăpân, care sunt și ei o realitate a vieții contemporane.